Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice OLT au acționat în orașele Slatina și Balș pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite în domeniul producerii și comercializării cărnii și produselor din carne. La mai multe societăți au fost găsite nereguli. Carnea nu respecta normele sanitar-veterinare în ceea ce privește proveniența, ambalarea și depozitarea. Polițiștii au confiscat-o și i-au amendat pe administratorii magazinelor. Polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 22.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii numărul 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite. Aproape 400 de kilograme de carne au fost ridicate de oamenii legii. Din această cantitate, aproximativ 185 de kilograme erau cumpărate din afara țării, fără ca agentul economic respectiv să poată prezenta o declarație de conformitate pentru carnea achiziționată în vederea comercializării. Cantitatea de 380 de kilograme de carne a fost confiscată și predată unei unități specializate în vederea neutralizării. Polițiștii spun că astfel de acțiuni vor continua în tot județul.